dimineața! Bine ați venit! Bucurăm să vă avem alături și ne bucurăm să vedem că la Ziua Inovației există interes și există oameni care vor să afle ce se întâmplă nou, cine sunt inventatorii și cum se va schimba piața. Am început ieri acest maraton de 5 zile cu Ziua Antreprenorilor. Am început cu multe emoții și cu o stare puțin gravă, dacă pot să spun așa. Am ales să fim în negru toți și să onorăm, într-un fel, memoria celor care s-au dus și să ne rugăm pentru cei care încă sunt în spitale. Am avut chiar tendința să încercăm să amânăm evenimentul, dar a fost imposibil. Este un eveniment mare, foarte, foarte multă logistică în spate și s-a făcut. Și am văzut cu mare încântare ieri, un vai că sunt la ceva de oameni. Cine a fost ieri în sală? A fost cineva în sală ieri? A fost un vai foarte bun. Senzația că se poate și că ceva s-a schimbat în noi a fost prezentă. Am avut o zi cu antreprenori, oameni care sunt căpiați, care sunt disperați, care muncesc mai mult decât toți ceilalți și care și-au rupt inimi și-au venit și-au pus întrebări și-au fost activi. Și aș vrea să vă invit să fiți la fel de activi, să puneți întrebări. Este cea mai mare satisfacție pentru invitații noștri să puneți întrebări la sfârșitul prezentărilor. Să nu lăsați să plece fără să vă spună ceea ce vă interesează și informațiile pentru care ați venit și pe care doriți să le aflați. Sunt Marta Ușurelu, sunt redactorul șef de la revista Viz. Facem de 14 ani acest eveniment. Zilele Viz nu mai vrem să fie nici cel mai mare, nici cel mai important, nici cel mai tare eveniment de business. Ne dorim să fie doar un eveniment relevant în care vin oamenii care știu că nu știu tot, oamenii care înțeleg că nu pleacă de la o conferință nici cu clienți, nici cu vânzări de sute de mii de euro, ci doar cu câteva informații noi. Și că de noi depinde să fim mai buni și să aflăm lucruri noi. S-a întâmplat ca în toți cei 14 ani, campaniile noastre și ce am făcut noi, să se potrivească cu această stare de spirit din acești primii ani. Și aș vrea să vă invit să vedeți spoturile noastre, din acest an, spoturi pe care l-am făcut împreună cu GMP Advertising, să vedeți, așa cum am gândit din această vară campania, că e momentul să ne facem treaba bine. Că principala schimbare pe care trebuie să o cerem de la noi în acest moment este să nu mai vehiculăm și să fim ipocriți că noi suntem buni și ceilalți trebuie să schimbe. Am văzut clar în ultimele săptămâni oamenii care s-au dus să doneze sânge și au parcat mașina greșit. Și au făcut mare scandal polițiștilor, spun că numai în România se întâmplă așa ceva. Dacă vrei să donezi sânge, să fii martir pentru că lucrul ăsta, măcar parchează mașina corect. Hai să începem să ne facem treaba bine. Este esențial să pornim așa. Gabi, te rog. Dau din capul în sincron de când eram un junior, ce? Așa oamenii te percep ca fiind on the same page. E foarte important să dai senzația că înțelegi totul din prima. Trebuie însă să nu dai nici prea repede, pentru că atunci pare timp nervos. Dar nici prea încet, că nu se vede. Am ajuns să dau din cap de 500 de ori într-o ședință. Simt că vine o promovare foarte curând. El, Andrei, nu vine la zilele Viz. Eu o să mă asigur personal pe mine. Mai avem și pe Alexandru. Sunt genul care vorbește des în conferințe video. De aceea mi-am dezvoltat o metodă prin care nu sunt prins niciodată nepregătit. Mă prefac că s-a blocat netul. Asta îmi dă suficient timp ca să mă gândesc la un răspuns. Bineînțeles că nu e deloc ușor să caut pe net fără să mișc ochii, dar cu puțin exercițiu se învață. Mulțumesc!
Asta facem. Nu știu dacă ați văzut și campaniile din anii trecuți, vreau locul mai mare, cum nu sunteți în target. E important să ne facem treaba bine. E important la evenimente să nu facem company profile. E important să nu mai venim să ne spunem că suntem cei mai buni. E important să arătăm că suntem cei mai buni. Și oamenii vor vedea, chiar dacă vor ridică nimeni statuie, chiar dacă nu vine nimeni și spune ăla e cel mai bun, vor vedea la un moment dat că ai o valoare și că ai acea siguranță în momentul în care știi cine ești, ce poți să faci. Și pornind de la aceste idei, de la aceste valori, am ales speakerii de astăzi, am făcut programul de astăzi și ne-am dorit foarte mult să-l avem pe Mircea Tudor alături. Mircea Tudor este un om minunat, un inventator de senzație. Este unul dintre acei oameni care au reușit să ne facă mândri că suntem români de atâtea ori. N-a reușit să ajungă, dar ne-a trimis în loc. Și cu mare drag aș vrea să-l aplaudăm și să primim pe scenă pe Adrian Discan de la Embraer Telecom. Bine ai venit, Adrian! Sunt în Embraer Telecom de 13 ani și mă mulțumesc că am început trăgând de cabluri la noua clădire a companiei, făcând rețeaua structurată, treptat am făcut diverse proiecte, am trecut de la întins cabluri la programare, de la programare la electronică, de la electronică la cercetare, de la cercetare la management de proiect, apoi la dezvoltare de afaceri, startup-uri, iar acum coordonez activitățile unui cluster tehnologiilor de securitate din România, care a fost dezvoltat la inițiativa noastră și care coagulează industria orizontală a verticalei sistemelor de securitate pe care le dezvoltă Embraer.com. Credem că a fost o inițiativă fericită pentru că de-a lungul timpului Embraer.com a susținut și dezvoltat mici antreprenori, câteodată exvolus chiar din interiorul companiei, în care sunt și eu, care au dezvoltat diverse tehnologii, subsisteme, care s-au integrat în produsele finite ale Embraer.com. Ne-a susținut de-a lungul timpului, finanțând dezvoltarea prototipurilor și mai departe când produsele au căpătat maturitate, integrându-le în fluxul de producție. Și astfel avem astăzi un cluster care are organizație de cercetare acest centru european de integrare aplicativă integrată și 14 întreprinderi, pe care una singură produce produsul finit, iar toate celelalte 13 au o valoare adăugată pe acest lanț de producție. Astăzi aș vrea să vorbesc puțin despre, să exprim acest model de afaceri al nostru, care este modelul dezvoltat de Mircea Tudor și implementat de noi, și pe care l-am replicat și la câteva startup-uri pe care le-am incubat. O să vă arăt imediat ce vorbim. Inovări inovative. De ce inovări inovative? Să vă spun câte ceva despre strategia Europa 2020. Este o strategie agreată la nivel european de toate statele membre și care spune că, sau mă rog, face o asertiune. Creșterea economică este bazată pe cunoaștere și inovare. De ce? Pentru că Europa, până la urmă, are șanse să concureze cu alte continente în plină dezvoltare în zona de industrie, ci pe zona de cunoaștere și inovare, unde poate să facă cea mai mare valoare adăugată. Iar aceste trei obiective au fost stabilite la nivel european și statele membre trebuie să le implementeze cu diverse măsuri. Pentru a atinge această strategie, există niște indicatori de referință național, care toți au impact, direct sau indirect, în zona economică. Prin scăderea abandonului școlar, creștem gradul de calificare și astfel integrăm mai multe resurse umane calificate care pot face, aduce cunoaștere și valoare adăugată. Eu am ales să mă concentrez pe un indicator care este mai mult în zona mea de confort, și anume inovația și cercetarea. 3% din PIB-ul UE trebuie să fie investit în cercetare și dezvoltare. De ce? Să aflăm mai târziu de ce. Vreau să spun câte ceva despre IMM-uri până atunci.
De ce mă concentrez pe IMM-uri? Poate pentru că 99% toate firmele din Europa sunt IMM-uri. N-am știut până n-am căutat să vă spun, dar cam câte IMM-uri există? De ce sunt ele importante? 2/3 din toate slujbele sunt sectorul privat. E adevărat, ele contribuie cu destul de puțin față de câte multe sunt la valoare adăugată în Uniunea Europeană. Avea 50%. Însă, reprezintă motorul dezvoltării acelor corporații care produc grosul economiei. Pentru că toate acele corporații, toate acele firme mari, se bazează pe produse și servicii oferite de aceste IMM-uri. Și care au în spate, de fapt, această piramidă, această construcție solidă care trebuie să fie IMM-uri. Și foarte important este că 9 din 10 IMM-uri sunt din micro-întreprinderi cu mai puțin de 10 angajați. Iată că inițiativele private sunt în Europa, au intrat, să spunem, în cultura europeană. Oamenii se preocupă să fie mai mult autoangajați decât angajați, sau mai mult decât în anii anteriori, și de-a lungul timpului numărul acestor preocupări crește. Se face puțin la investiția de 3% din PIB în cercetare. Există un studiu al Băncii Mondiale și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Europeană, care estimează că o investiție de 0,1% în PIB poate să aducă venituri de 12 ori mai mari pe termen lung. Și atingerea obiectivelor de investiție de 3% în PIB ar trebui să ridice încasările la PIB cu 13% și expus cu 16%. Aceasta ar fi o dezvoltare economică, poate doar la nivel macro. Există niște modele de bună practică în Europa. Elveția, și nu aleg întâmplător acest exemplu, cu Elveția, nu numai că este o țară foarte dezvoltată, dar și cunoaștem ce se întâmplă acolo. Pe telefon dezvoltă o fabrică în Elveția pentru produsele sale. Elveția, în 2009, a investit 300 din PIB în cercetare dezvoltare, în cel mai mare niveluri. Cel mai mare, cred că are Finlandia, unde au 3,8%. Dar ceea ce este mai important decât faptul că ai pus atât de mulți bani, este cât ai investit în zona privată. 3/3 din totalul investițiilor în cercetare și dezvoltare vine din zona privată. Apropo de opinia generală că statul român nu face destule, nu aduce destui bani la zona cercetării pe care ne întâlnim că se ducă în spațiu public, opinia că statul român ar trebui să aduce mai mulți bani în zona cercetării. Noi credem că n-ar trebui să aloce neapărat mulți bani, sigur și asta este necesar, dar ar trebui să creeze mai degrabă mecanismele prin care să stimuleze zona privată să aloce bani în zona cercetării. De ce credeți oare că aceste companii private investesc în cercetare și dezvoltare în Elveția? Elveția este un lider internațional în exportul high-tech. Și toți cele mai inovative țări din Europa, care marca Finlandia, Suedia, Elveția, care au medie de investiții în cercetare de 3,4% în PIB, vă spun că dai România 0,18%. Alocare din cercetare din zona publică și 0,16% cred că din zona privată. Aceste țări sunt cele mai mari exportatoare de high-tech. Au populație cu număr redus și totuși valoarea adăugată pe cap de locuitor este extrem de mare și cu o încărcare deosebită pe exporturile high-tech. Există un studiu făcut de DG Enterprise Innovation, care este o organizație care se ocupă cu inovație la nivelul Comisiei Europene, și care a împărțit țările europene în 4 categorii, după nivelul de inovație. Vedeți că cele țările care se regăsesc în nivelul celor mai mari inovatori sunt corelate cu nivelul de investiții în cercetare. Iar noi, împreună cu Bulgaria, încinim și ne regăsim în categoria 1, de cea mai scabă categorie de inovație. Și mai avem, vreau să mai vreau un alt studiu european care arată că există o corelare semnificativă între valoarea adăugată, obținută de o țară, productivitatea, practic, și categoria de inovație din care face parte. Ce diferențe sunt? Ok, suntem slab inovatori, dar cam cât de departe suntem. Suntem destul de departe. Inovatorii mondiali sunt sub 50% sub media UE, adică în cea categoria care este România, iar liderii inovatorilor sunt 20% peste media UE.
Este foarte departe de acest lucru. A decis o operație directă cu nivelul investițiilor în cercetare, publice și private. Se poate în România. Noi spunem că se poate. Și avem și performanțele din urmă care se arată că se poate. În 2009 și 2013 am câștigat marele premiu la Geneva pentru cea mai bună invenție din lume. Este o performanță neegalată de nereușită de nimeni în istoria de 54 de ani a filmului internațional de inventive, care este cea mai bună inventive din lume. Dar mai important decât atât este breakthrough pe care firma l-a realizat după introducerea în piață a unor tehnologii inovative, anume creșterea cu 17% a cifrei de afaceri urmare a introducerii în piață acestor tehnologii. Practic, cifra de afaceri a explodat pe fondul inovației. Sigur, această activitate a început în 2004. A durat foarte mult până când am reușit să realizăm produsul și să-l punem în piață. Dar acum se prezintă. Centrul este alocat și care aplicativă este centrul nostru de investiții. A fost parțial cofinanțat prin fonduri europene. Este un centru de cercetare de 6.000 de metri pătrați, în care avem 11 laboratoare și în care promovăm cercetare interdisciplinară. Susținem startup-ul și spin-off-ul, care convertesc rezultatele cercetării produse cu valoare adăugată. Suntem mai aproape de zona aplicată a cercetării. Incubăm inventatori care au idei, dar nu au capacitatea instituțională și financiară să o ducă până la capăt. Și am coagulat în jurul acestui centru clasă pe regiunile secretate pe care v-am spus la început. Până acum, investiția s-a finalizat în 2012 și până acum avem 3 startup-uri incubate în diverse domenii, securitate, metalurgie, medicină, disciplină, și premii internaționale obținute de startup-uri pentru inovații, pentru că, așa cum am spus, și aceste startup-uri primesc această cultură organizațională care a condus la succes și încearcă să aplice aceeași rețetă. Un studiu de caz de care m-am ocupat personal, un proiect inovativ în zona medicinii, telemedicinii mai exact, pe care am condus. A obținut finanțare printr-un program finanțat de Uniunea Europeană, cu susținere instituțională din acest cluster. Practic am dezvoltat un sistem integrat de diagnostic care se realizează la casa pacientului, integrând serviciile medicale din toate specialitățile într-o unitate mobilă foarte bine dotată și care duce serviciile medicale integrate la casa pacientului, principiul că aplicăm principiul că pacientul nu prea știe ce avem noi, știi care o problemă și o vrea rezolvat. Și pacientul nu dorește sau nu dorește să știe de ce specialitate are nevoie. În același mod în care nu dorește să știe când e mașina defectă la service, dacă e o bobină arsă sau un cauciuc spart. Pur și simplu duci mașina acolo și e normal. Nu e nevoie să fii doctor în mecanică ca să știi către ce fel de mecanic să te adresezi. Și să fii atunci și în medicină, cum zic noi. Și am vorbit acest proiect, proiectul a fost finalizat la 3 de septembrie și acum l-am introdus în producție. A obținut și o distinție internațională. Creăm locuri de muncă, avem ținte economice de realizat, cam așa arată unitatea mobilă. Există 8 astfel de unități care trebuie exploatăm. Aplicația care se utilizează în orice caz e cât mai simplă, cât mai prietenoasă pentru medici, am făcut-o la ca Facebook-ul. Cam atât am vrut să vă povestesc astăzi despre inovații și modelul nostru de afaceri. Mulțumesc foarte mult! Felicitări! Spune-mi, te rog, cât sunteți? Câți angajați în baie pe telefon? Undeva pe la 120. Dar mai important decât asta sunt colaboratori, cum am spus, și care sunt număr mai mare. Există așa un roi de filme și colaboratori care se învârte în jurul. Dar cum... Sunt curioasă. Există un departament cu inventatori? Există un departament cu oameni care vin cu idei, care vin și vă provoacă? Nu, practic asta am încercat să facem de-a lungul timpului. Vă spuneam că sunt din 2002 aici. Deci, în ziua în care ne-am angajat, Mircea Tudor ne chema, când avea o nouă provocare și ne punea tuturor în față. Avem nevoie să realizăm
acest obiectiv. Cine știe? Cine are idee? Cine poate să facă ceva? Și practic lăsam într-un mod liber inventatorii să se manifeste și să își asume sarcini. Iar deci atunci avea curajul să mizeze bani și timp pe ideea unuia dintre noi, pe care putea să nu s-o ducă până la cap. Dar practic asta a sedimentat și a creat de-a lungul timpului și încrederea în aceia care au putut să facă, că pot mai mult. Și au obținut în permanență limită. E un model organizațional de succes. Este. Nu știu, pentru cei care nu știu, am făcut în urmă cu 2 ani campania să ținem inovația, am dat niște tricouri în viață la blogger și scrieam la am luat marele premiu la forma de evenimente de la Geneva și toată lumea scria, cine ești mă tu, Manamo sau Toto sau Ardi, cum ai luat premiul ăsta? Și nu răspundeam nimic, pentru că era un teasing. Și a doua zi a apărut mie cea tuturor, au apărut foarte, foarte multe persoane, editor de opinie, îmbrăcați cu aceste tricouri și cu ținem inovația. Și am făcut public această mare victorie și acest mare premiu, pentru că în momentul în care a fost obținut marele premiu la Geneva, divorțează Divo. Și toate televiziunile numai despre acea Divo au vorbit. Au fost 2 site-uri care au scris de această mare performanță. Și apoi, de săptămâna viitoare, am înțeles unii ce înseamnă. Ce înseamnă Geneva? Spune-mi, ce înseamnă acest târg de invenții? 1000 de inventatori, în medie, 1200 de invenții din aproximativ 100 de țări. O concurență destul de acerbă, în general, în toate categoriile de inovație, a surprins în partea foarte de oriunde. Acest tipul de inventică vedem de la elevi și studenți, care sunt încurajați prin programe de susținere a inovației în școli, în diverse țări, până la bătrâni, care nu se astâmpără și nu pot să stai acasă, am întâlnit că un inventator de-a 80 de ani și care a lucrat toată viața în ascensoare și găsise un mecanism care economisea energia ascensorului și venise împreună cu fiul său, cu un mic model experimental, la târg. Ce vreau să spun este că, exact ca și ieri, când am avut pe scenă oameni care făceau în premieră lucruri în lume și erau români, așa au reușit. Această echipă minată de la MB Telecom, aș vrea să îl aplaudăm. Felicitări! Bine ați venit la ta! Vă rog, dacă aveți întrebări, să îndrăzniți, să ne trezim, să începem să vorbim. Bună dimineața, numesc Mihaela Dan. Puteți să ne explicați un pic mai în detaliu cum funcționează relațiile între partenerii din cluster, între membrii clusterului? Ați spus că un membru produce ceva și ceilalți adaugă ceva pe lanțul de... În principiu, fiecare lucru al clusterului se ocupă cu dezvoltarea unui subansamblu sau unei tehnologii care apare într-un dintre produsele care se comercializează. De la software până la construcții metalice. Partea de prototipare a tehnologiilor cheie se face în interiorul MPT, dar există multe tehnologii adiacente care se încapsulează în aceste produse și care sunt dezvoltate în parteneriat cu acești membri. Relația de înființarea clusterului a venit natural cu mulți dintre aceștia. Mulți dintre aceste companii, colaborarea are o vechime de peste 20 de ani. Nu am creat acest cluster ca să aducem noi membri, am creat acest cluster ca să dăm o valoare, să spunem, instituțională a unei realități din viața de zi cu zi. Bună ziua, sunt Veronica Ionescu, am și o întrebare. Spuneați că la târgul de la Geneva există mulți elevi și studenți. V-ați gândit să vă implicați și în România, în viața școlii, cumva, mai ales prin programe care să sprijine inovația? Cred că avem niște copii destul de inovativi, care chiar au nevoie de o impulsionare, de niște exemple, de studii de caz, cum ați arătat aici la formația de telemedicină. Avem destul de des astfel de acțiuni. Începutul merge în diverse licee, ocazional, și vorbește despre inovație. Și avem
studenți și elevi care vin în vizite și stagii de formare, care sunt fascinați de zona de tehnologie. În general, nu am răspuns negativ niciunei solicitări, însă mergem și promovăm și această cultură, să așteptăm să existe o inițiativă din partea privată, pentru că asta ne demonstrează nouă, în primul rând, că există o intenție serioasă de a te implica în ceva. Nu vrem să forțăm pe nimeni, de fapt, să facă nimic, dar cei care vin către noi, și atât exemple, am avut un tânăr de 16 ani, și avem și acum tineri la 16-18 ani, care vin după școală, vin în vacanță de vară, lucrează la noi și lucrează proiecte, nu neapărat lucrează pentru noi. Le sponsorizăm activitatea școlară, participă la concursuri de robotică, de electronică, de inventică și, fiind copii, au nevoie și de echipamente, îndrumare, materiale care de multe ori nu sunt ieftine, dacă și la un concurs de robotică internațional, numai piesele costă câteva mii de euro și nu toți părinții își permit acest hobby al copiilor. Salut, Lucian, înțeleg. Ne-ai arătat un exemplu de IAS, cel cu Evomed. Și vreau să te întreb cum conciliați inovația cu zonele foarte puternic reglementate, cum e cea a sănătății. Foarte dificil. Foarte mare dificultate, vă spunesc. Nu este chiar e-health, ceea ce ați arătat. Este o încercare de a uni serviciile medicale, care acum, între care există o fractură, dacă vreți. Serviciile medicale sunt, cred eu, singurele tipuri de servicii care nu sunt, nu sunt construite în jurul pacientului, în jurul clientului, adică pacientului, ci în jurul prestatorului, adică medicul. Medicii sunt așezați împreună în această specialitate într-un spital. Însă un pacient nu are nevoie de un tratament doar pe un, doar pe un segment, doar pe o realizator de o specialitate. Are nevoie de mai multe specialități implicate. Și așa cum știi, traseul unui pacient, dacă nu este într-un spital universitar, este de a se plimba între diverse clinici și diverse spitale pentru o sumă de specialitate. Dacă nu este un bolnav care se necesite urgența, unde există un sistem care funcționează bine de a integra serviciile în toate specialitățile. Pentru bolnavii cronici, după cum probabil că știm toți care am avut câte o problemă în zona de cronici, trebuie să luăm un traseu. Medic de familie, trimite la medicul specialistul. Medic specialistul spune că nu e de la el, trebuie la medic specialist 2. Deci, medic specialist 2 care își cer analize, deci la analize. Deci, atunci, cum stau care la medic specialistul 1? Specialistul 1 zice, rog, o să specialitate mai cu specialist 3. Mai specialist 3, te duci la el cu hârtie semnat cu specialistul 1, te întorci înapoi, mai specialistul 2, care îți dă și el o rezoluție, și tot o familie care îți dă rețeta și el rezolvă problema. Poate nu ar trebui să fie chiar atât de greu. Ne-am gândit noi. Și atunci am încercat să facem acești oameni să comunice, să oferim un instrument prin care acești oameni să comunice mai ușor. Este beneficiu și interesul tuturor. Pacientul își rezolvă problema mai repede. Medicul consumă puțin timp discutând direct cu un coleg, transferând informații doar la nivel medical și consumă puțin timp pentru că nu e nevoie ca toți medicii să consulte pacientul. Că l-a consultat un medic, toate informațiile de bază le poate transfera mai departe cu celălalt. Și am încercat să organizăm, să simplificăm această chestiune în zona pacienților cronici. Să intrăm, să acoperim o nișă care în acest moment nu este acoperită. Și haideți să ne gândim la București, că suntem aici în București, avem trei spitale universitare la distanță și încă 5 județene. Haideți să ne gândim în zonele în care nu există apele medicale. În care există poate un spital, dar există doar 3 specialități în acest spital. Iar specialitatea care e nevoie este la 200 de km distanță, în primul oraș universitar. Ce facem acolo? Să ne urcăm în tren, să mergem până la primul oraș universitar, ca să vedem problema. Dacă există consumare. Deci, cu acest concept am încercat noi să intrăm în piață și, într-adevăr, ceea ce spuneți, există multă inerție într-un domeniu reglementat, așa cum este cel medical, însă am încercat să nu încălcăm nicio prevedere, atât din zona de etică, cât și în zona de sănătate publică, cât și în legile speciale. În această legislație am consultat și cu cei din Ministerul Sănătății, și de la Colegiul Medicilor. Au fost mulți medici de multe specialități implicați în proiect. Manageri de spitale, oameni care lucrează în zona administrativă, în zona spitalelor
și care m-a oferit cu toții feedback despre cum să facem acest serviciu. Și acest serviciu este foarte interesant, atât și pentru operatorii din zona de medicală privată. Și avem un contract cu un mare operator medical din România care ne-a contactat serviciul și oferă aceste servicii superbe. Salut! Fiorel Stamănos. Am două întrebări. Prima întrebare. Până se câștigați premiul de la Geneva, produsul dumneavoastră era pe piață lansat? Roboscan? Nu. Aveam alte produse. Noi ne ocupăm cu scanere mobile din 2002. În 2002 am realizat primul scanner mobil de radiație gamma, care era la nivelul pieței. Piața, în momentul respectiv, formată din 5 producători mondiali, 3 americani, unul european, un conglomerat franco-germano-englez, și o companie națională de stat engleză. În acest context, o firmă ca a noastră, care avea cifră de afaceri în 1 milion de euro, avea cam 20% cifră de afaceri din bugetul lor de promovare. Deci pentru noi a fost în 2002 o performanță să realizăm un schemă mobil la nivel pieței, care era nici mai bun, nici mai rău decât cele mai bune. Introducându-l în piață și exploatându-l, prin exploatare de cei din afară, ne-am pus foarte aproape de ei, încercând să învățăm. Și mergeam foarte des în frontieră, stăteam lângă cei care opreau autobusul nostru și întrebam: ce nu vă place? Cum ar fi? Cum ar vrea să fie mai bun? Ce ați vrea să facă mai bun decât face? Făceam o facilitate nouă, software, sau adăugam un element nou, hardware. Îl duceam, îl puneam în exploatare, vorbeam, îl spuneam despre ce e vorba, așteptam feedback de la ei. Practic am învățat ce are nevoie viața, stând foarte aproape de cei care lucrează. Și cu aceste lecții învățate ne-am întors și am realizat un produs nou între anii 2004 și 2008, atât a durat proiectul de dezvoltare, iar în 2008 am reușit să-l punem pe piață. După ce l-am pus pe piață și am înregistrat succes comercial, am fost cu el la GMO. Nu ne-am permis, n-am avut, să spunem, curajul sau tupeul, dacă vreți, să mergem cu o foaie de hârtie și să pretindem că aceea este o invenție. A fost un produs realizat și validat de piață. Am înțeles. Eram curios care a fost impactul tupeului respectiv asupra produsului dumneavoastră. Asupra? Produsului care a și câștigat acel... Impactul a fost... A existat impact mare, însă mai mult internațional și mai mult din zona celor, în zona de cooperare, nu din zona celor de, care utilizau produsul. Pentru că cei care utilizau produsul, de la cei care utilizau produsul, știam deja ce impact va avea, pentru că luasem feedback. Practic, cred că sunt cine au făcut ei. Cum vreți să arate produsul? Nu l-am gândit noi într-un laborator, așa, asta vă trebuie, luați și folosiți, că noi știm mai bine ca voi. Super. Și a doua întrebare. Dumneavoastră, ca și companie, aveți despre acest pentru inovație? Dacă vreți, mai mult lucru organizațional. Nu am, am fost implicați la un moment dat în câteva inițiative din zona de a face, nu știu, cartel cu inovația, antreprenoriatul și o mai dar credem mai puțin în rețete. Există niște ghiduri largi de bună practică pe care le poți urma. Dar, felicitări încă o dată și felicitări pentru modestie. Bravo! Cu mare drag o să invit alături de noi pe Andrei Cercoi de la Telecom România. Telecom România este compania care este alături de Ziua de Inovație de la Zilele BIS în ultimii 4 ani. Este o companie care nu a obosit să vină și să se adapteze și să schimbe și să învețe și să vorbească despre tendințe și să impună trenduri. Și aș vrea să vă felicit și aș vrea să vă rog să întâmpinăm la toate. Bine ați venit! Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult că ați venit! Numai atât de mare! Ce mi-aș dori astăzi este, în primul rând, să lansez invitația la dialog. Noi, Telecom, considerăm că doar împreună
și împreună înțeleg societatea civilă, mediul de afaceri, instituția de stat. Doar împreună putem să facem managementul sănătății. De ce schimbare? Foarte simplu. Este singura constantă a vieții noastre din acest moment. Deci inovații. Deoarece noi considerăm că inovația este acest rezultat al schimbării. Făcând, după cum știu foarte bine, da? Lucrurile în același mod, ar fi o nebunie să ne așteptăm la rezultate diferite. Și avem nevoie de rezultate, avem nevoie de valoare. Într-o piață în care antreprenori și companii sunt inclusiv MB Telecom, sunt companii ce trebuie să promovate, sunt companii ce produc valoare. Telecom România și-a asumat de foarte mult timp rolul, nu numai de inova, ci și rolul de a investi în tot ce înseamnă platforme de inovare, în ce înseamnă comunicare, în ceea ce înseamnă marketplace, dacă vreți, pentru antreprenori. Și o să vedeți puțin mai încolo în prezentare, pe care nu o să mă acces foarte mult, deoarece vreau să folosim acest timp pe care îl avem, tocmai pentru acest dialog pe care vă povesteam. O să vedeți câteva programe în care noi credem și care deja aduc succes și care din școlile noastre, din antreprenori pe care avem și vorbesc inclusiv de firme de 2-3 persoane, pot să fie promovați atât pe plan național cât și pe plan internațional. Ce ne dorim este să putem să venim în fața dumneavoastră cu soluții adaptate nevoilor pe care le aveți. Nu vrem să venim cu tehnologie. Tehnologia vrem să o folosim doar ca pe un mijloc de a putea să consumăm servicii atunci când avem nevoie de ele și în forma în care avem nevoie de ele. De aceea foarte mult, în ultima vreme, Telecom s-a implicat în proiecte ce țin de orașe inteligente, ce țin de management al datelor din ce în ce mai complexe, după cum știți foarte bine. Da? Până acum ceva vreme ne puneam întrebarea, dar de unde reușesc eu să găsesc informația cu tare? Nu mai este cazul. Avem foarte multe informații și de cele mai multe ori nu știm ce să facem cu ea. Sau nu știm să extragem valoarea corectă. Sau valoarea de care avem nevoie în anumit moment. De aceea, inclusiv portofoliul nostru de soluții cu care am venit deja în piață și cu care vom veni în perioada următoare, este un portofoliu ce adresează întrebări fantastic de simplu. Venire din viața de zi cu zi. Respectiv, cum eficientizez traficul? De ce asta? Fantastic de simplu. La ora 9 dimineața, cel puțin în București, dar sunt absolut convins că în toate orașele cât de cât în cele din România, este un challenge cu adevărat. Să ajungi cu transportul în comun acolo unde există, da? Cât de cât ok, din punctul ăla în punctul tău. Sau, unde sunt clienții mei? Sau, ca și magazin, ca și mică întreprindere, ca o brutărie, este mai eficient să deschid între ora 6 și ora 2 după masă sau între ora 8 și ora 4 după masă? Când mă maximizez profitul? Când pot să-mi servesc, când deservesc clienții mei mai bine? În ce perioadă pun și cu ce produs? Această schimbare, această inovare deschide totuși cu totul nouă lume de oportunități. Indiferent de sectorul despre care vorbim. Că vorbim de comerț, că vorbim de healthcare, da? Telemedicină. Ce înseamnă telemedicină? Și credem și susținem această inițiativă. Înseamnă să avem servicii medicale de calitate într-un mod cât mai eficient și cât mai aproape de pacient. Și este nevoie de acest lucru tocmai pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Calitatea vieții noastre ca și cetățeni și automat ducând mai departe companiile pe care le deservim, societatea în care trăim și așa mai departe. Câteva exemple și după cum vă spuneam, în toate inițiativele, rolul Telecom, rolul principal al Telecom, pe care nu l-am asumat și pe care dorim să-l susținem în continuare, este de platformă pentru a putea să aducem împreună toate aceste idei, toate aceste bune practici și nu numai din România, ci venind și din afară cu anumite exemple concrete, atâta timp cât au funcționat în Italia, au funcționat în Spania, au funcționat în oricare altă țară, cel puțin din Europa, nu
absolut niciun motiv să nu funcționeze și în România. Dar depinde de toți dintre noi să facem aceste lucruri posibile. Două foarte scurte exemple vreau să vă dau, am adus valoare și am îmbunătățit calitatea vieții. Unul dintre exemple este orașul Vis. În acest oraș, printr-o aplicație și printr-o investiție destul de mare, atât din partea orașului, cât și know-how din partea grupului de firme WC.com, am reușit să construim o rețea de senzori, cu aplicații software, cu carduri de ale cetățenilor, prin care s-a unificat atât accesul la transportul în comun, cât și parcările, cât și furnizarea traficului, adăugând astfel o plusvaloare, ceea ce a putut să fie simțită din secunda întâi de către cetățenii acestui oraș. Și proiectul practic s-a plătit singur în 6 luni de zile. Și aici vorbim de lucruri implementate, nu vorbim de lucruri pregătite. De asemenea, în portul din Hamburg, poate să pară puțin ciudat acest exemplu, da, cu ce a ajutat, dar se poate extrapola la foarte multe industrie. S-a dat un anumit studiu de caz, da? Avem un port care are suprafață limitată și care trebuie să-și dubleze capacitatea de a procesa marfă. Doar pe bază de tehnologie, pe bază de algoritmi, pe bază unor idei a unor oameni, nu au fost și colegii de mai devreme, s-a reușit acest lucru și mai mult decât atât, s-a reușit un control centralizat, s-a reușit reducerea unor timp de așteptare, managementul îmbunătății la traficului și așa mai departe. Deci ideile, know-how-ul, pot de foarte multe ori să aducă optimizarea investițiilor de care inclusiv în România știm cu toții că avem nevoie. Da? Ceea ce privește programele pe care noi le susținem, în tot ceea ce ține de inovare, în tot ceea ce ține practic de inovație ca motor al schimbării. Vorbim de incubatoare de afaceri, atât la nivel de tech, cât și la nivel de România. Vorbim de diverse concursuri, de diverse platforme despre care aș vrea să amintesc cum ar fi programul de accelerare challenge, cum ar fi evenimente dedicate inovației și start-up-uri, cooperare cu universități și dintre instituții. Mai devreme era o întrebare din public pe care o apreciez foarte mult. Cu ce contribuie compania XYZ în ceea ce ține de promovarea tinerilor talente din România? Este un lucru fantastic de important. Inclusiv în mediul de telecom și de IT, lucrurile nu se mai fac cum se făceau până acum. Nu mai poți să vorbești de investiții uneori fără cap și fără coadă. Da? Și să te aștepți la rezultate deosebite. Deci aici oamenii trebuie să promovați. Modul în care se gândește, modul în care se acționează în viață, în momentul de față, trebuie schimbat cu totul și trebuie susținut. Și este de datoria și de responsabilitatea socială, inclusiv la companiilor mari, sau poate mai ales la companiilor mari, să fie în mie întâi tot ceea ce ține de acest lucru. Câteva exemple aici, concrete, în punct de vedere al rezultatelor acestor programe. În 2014, noi am căutat să vedem ce soluții de cloud se pot potrivi pentru piața din România, astfel încât să eficientizăm, cel puțin la nivelul IMM-urilor, pe care și noi le considerăm de importanță crucială pentru economia românească și nu numai, să găsim anumite soluții ce pot fi promovate, astfel încât acele companii să nu mai dea niciun câți bani fiecare, pentru, de exemplu, o aplicație de facturare. În urma concursului pe care l-am avut, s-au investit 30.000 de euro într-o campanie pentru aplicația Smart Bill. În 2015, deoarece Internet of Things, Smart Cities, Big Data, Analytics sunt nu numai concepte, sunt realități ale zilelor noastre. Vorbim de o campanie pentru promovarea și a câștigat o aplicație Parking Plus din Cluj, dezvoltată la Cluj, pe care noi, de asemenea, o vom promova și vom integra în portofoliul nostru și mai mult decât atât vom pune și un buget de 30.000 de euro în spatele acestei promovări. Poate vi se pare mult, poate vi se pare puțin. Dar în fiecare an și în fiecare moment, noi ne dorim să facem acest lucru. Ce aș vrea să rămână ca și concluzie, da? Primul și primul rând, cum să reușim doar împreună. Și aici sunt absolut de acord cu organizatorii evenimentului. Și le consider le știe pe toate, sau pe are cheia succesului. Nu numai când are ce se caute aici, dar probabil când are ce se caute în industriile despre care vorbim astăzi. Și cu siguranță, unul din acele locuri va veni inovare și cu siguranță unul din acele locuri va veni schimbare.
vreau să vă mulțumesc și cu cel mai mare drag să vă spun orice întrebare. Mulțumim, Andrei. Vă rog dacă aveți întrebări. Să îndrăjniți. Vă încurajez. Spune-te, rog, că ai subliniat mai devreme că ți-a plăcut întrebarea legată de cum se susțin tineri care ar vrea să inoveze. Voi ce program aveți sau ce ați făcut? Ce planuri aveți? Deci, în acest sens și încă de pe vremea Rom Telecom, să spunem, da? Când nu era brandul Telecom, cel puțin nu în forma actuală, de una de zile. Există parteneriate cu foarte multe universități, una dintre ele fiind inclusiv Universitatea Politehnică București, în care, alături și de alți parteneri ai noștri, au fost organizate laboratoare de inovație, au fost investiții făcute în aceste universități, tocmai pentru a crea premisele ca studenții, elevii și așa mai departe să poată să-și manifeste ideile pe care le aveau în domeniul de tehnologie și modul în care pot să ia contact încă de pe băncile facultății cu viața reală, cu nevoile reale și așa mai departe. Pe de altă parte, avem foarte multe evenimente de promovare a inovării, da? De programe prin care facem concursuri la nivelul antreprenorilor și am avut o studență fantastică plăcută prin antreprenori să fie nu numai firme, ci și persoane. Deci persoane de 18-19 ani care au o idee uneori foarte bună, dar nu au probabilitatea să o finanțeze și să o ducă până la punctul la care să devină comercial fezabilă și inclusiv în acest sens avem programul pe care îl desfășurăm. Sunt foarte multe programe de un de job training, să spunem, de 2-3 luni de zile. Din câte știu eu, în fiecare există așa ceva în cadrul Telecom, care să ia contact cu ceea ce face compania, cu ceea ce se cere în piață și așa mai departe. Sunt destul de multe programe și, evident, ne vom gândi din ce în ce mai mult la investi în zona aceasta. Alte întrebări? Mulțumesc de întrebare. Sunt, în momentul de față, începute inițiative și nu mai inițiative, ci și proiecte. Dar, nefiind într-o fază în care aceste proiecte se produc deja rezultate, să fie contracte încheiate, nu pot să le amintesc. Ceea ce vreau să spun, în schimb, este că de aceeași lansăm un fel de call to action. Datorită faptului că mai ales, de exemplu, în zona de Smart Cities. În afară de puține orașe din România și aș îndrăzni să amintesc doar câteva, cum ar fi Clujul, cum ar fi Alba Iulia, cum ar fi uneori sau în anumite zone, câteva sectoare din București. Nu am găsit o foarte mare deschidere din partea autorităților de a merge din zona de teorie în zona de concret. Și evident că până în momentul în care aceste autorități nu vor avea un plan coerent și concret în această direcție și până când nu vor fi anumite licitații publice în acest sens, nu numai Telecom, dar nicio altă companie ce va activa sau activează în această zonă, nu va putea să vină în fața noastră, a cetățenilor, cu rezultate concrete. Dar sunt și din ce în ce mai mult observăm un trend din partea autorităților de a se uita din ce în ce mai mult în această zonă, de a îmbunătăți serviciile prin tehnologie, să spun. Salut, Fernando. Noastră, ca și companie, aveți o decizie dedicată acestor proiecte sau creați o echipă ad hoc? Foarte bună întrebare, mulțumesc. Ca și companie, inclusiv la nivel internațional, da, răspunsul este da, și inclusiv la România, evident, și mai mult decât atât, există și laboratoare, așa numite DD Labs. Sperăm foarte, foarte curând să fie o divizie deschisă, mă rog, în puiul sub acestor laboratoare și în România, care exact cu astfel de soluții se ocupă,
și mai mult decât a selecta din piața anumite soluții, responsabilitatea lor este de a inventa și de a inova. Deci da, răspunsul este da. Și investim destul de mult în fiecare moment de companie. Perfect. Și a doua întrebare. Acele divizii, acele business unit-uri, aveți idee în mare cam cât reprezintă din, ca și pondere din profitul grupului general? Și dacă scopul este să adauge profit sau pur și simplu să atragă clienții către serviciul noastră finală? O cifră exactă să vă spun în acest moment, nu știu. Dar evident că rolul primordial a acestor departamente este acela de a duce servicii cu valoare adăugată către clienți și de a fi întotdeauna legați de nevoia concretă a vieții. Nu de a inova sau nu de a inventa de dragul de a mai scoate un produs exclus acest lucru. Și da, evident că automat asta se traduce în valoare adăugată, respectiv în profit mărit al companiei, dar în același timp în a crea valoare și asta este primordial pentru cei pe care îi deservim prin acele soluții. Dar o cifră concretă în momentul de față, nu. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Mulțumesc o dată! O să ne invit acum alături de noi pe omul așteptat, ca să spun așa, de cei mai mulți oameni din sală de astăzi. De azi, prima lumea spune, vreau să vin să văd pe Andrei, vreau să vin să văd pe Andrei, care a reușit să facă un ceas frumos în ultima tehnologie cu un ADN românesc senzațional. Felicitări, Andrei, și bine ai venit! Și vă rog să-l aplaudăm! Acum, ca ai ridicat așteptările, va trebui să stau măcar la nivelul ăla. Bună dimineața, în primul rând, și aș vrea să știu că vorbim despre inovație astăzi. O să vorbesc, mă rog, o să încerc să vă împărtășesc din experiența mea. Nu vreau să dau sfaturi, nici eu nu cred în eu știu, modele sau în rețete de succes, dar cred că, în general, antreprenorii sau cei care pot să inoveze, se lovesc la un moment dat de probleme similare și împărtășim din experiență, putem să trecem ușor peste aceste dificultăți. Așadar, aș vrea să știu dintre cei din sală cine are acum o idee, o cadă de. Nu am spus cine are o idee. O idee la care, o idee pe care vreau să facă ceva, care vreau să facă, o idee de business, de produs, de. O mulțime de oameni. Pentru că foarte multă lume spune, băi, nu pornești ceva că nu am o idee. Deci, eu sunt convins că există idei și asta îmi amintesc și când am vorbit prima dată cu Radu Georgescu, acum foarte, foarte mulți ani, când eu conduceam o companie și eram ocupat zi de zi și aveam tot așa, aveam și o idee, maxim două, și vreau să-i răspund lui. Și el a zis, eu am 100 de idei. M-am uitat, cât poate să exagereze, adică. Și a zis, mamă, cât de tare, știi? Și după ce am folosit acel job ca să modific antreprenoriatului, dintr-o dată, stând printre oameni care inovează și frecventăm pe cercuri, este normal să ai 100 de idei. Este cumva normal să ai doar o idee. Pentru că suntem toți ocupați, avem o idee, la care ne gândim foarte mult. Însă, în general, nu acționăm. Cam așa eram și la Cudeac, aveam o idee. Era exact ce se întâmplă. De ce a fost nevoie ca, plecând de atunci și ajungând acum de la o idee, la un produs în magazin, sunt cele 5 elemente, astea sunt dintr-o carte în alimentație, eu însă o să vă spun cum s-au întâmplat la mine. Era un ordine asta, de ordine greșită. Deci, quality, ordinic, product, era numărul 1, proper timing, adequate capital, deci capital, people și manager. Astea erau cele 5 ingrediente necesare și suficiente pentru a avea succes, dacă se întâmplă toate în același timp. Acum, quality, ordinic, product. Deci, asta este ideea, ca să zic așa, însă nu e că ideea poate să fie idee de produs sau de serviciu. Trebuie ca să, acel produs, dacă este produs, trebuie să fie creat, deci este nevoie de și de celelalte lucruri ca să poți să-l creezi. Dacă este serviciu, e mai ușor că se poate oferi, trebuie doar împachetat cumva în formă de produs. Însă, dacă, deci, ok, deci asta este ideea pe care o aveți. Timing-ul este foarte important și studii destul de cunoscute pun timing-ul pe primul loc, asta spuneam cu ordinea mea, este în viața mai corectă. Deci se pare că dacă ai o idee bună, dacă ai și capital și absolut tot ce se repetă, timing-ul este greșit,
Este foarte ușor să dai greș cu ideea. Proper capital. Proper capital înseamnă trebuie să ai adequate capital, să o scrie în carte. Deci trebuie să ai capital adecvat. Și asta înseamnă nici prea mult, nici prea puțin. Dacă ai prea mult, există mari șanse să-l disipești în lucruri puțin importante. Dacă ai prea puțin, nu o să reușești să construiești produsul ăsta încât să-l și vinzi. Iar în zona asta de capital, foarte mulți antreprenori sau oameni inovativi pe care îi cunosc eu sunt speriați de faptul că ei nu au ei înșiși suficient capital. E, în cazul ăsta, ce au o barieră în a lua un partener sau un investitor. Această barieră trebuie depășită, pentru că, în primul rând, sigur că e adevărat că dacă vine un partener sau un investitor, sigur că o să aibă un punct de vedere și sigur că l-au fi diferit de al nostru. Însă asta este bine, pentru că este bine ca cineva în firmă să țintească profitul, și asta în general este investitorul, și altcineva să țintească produsul, și asta în general este founderul. Și e bine ca din această să fie o diferență creativă de opinii în această zonă, creează valoare. O diferență de opinii, dacă este constructivă, creează valoare. Deci capital. Deci așa, un people. Așa, people, asta e cel mai complicat. Deci să aduci oameni lângă tine într-o idee inovatoare este cel mai complicat. De ce? Pentru că oamenii în general, și asta am văzut o diferență foarte mare față de atunci când conduceam o companie care avea un nume și care oamenii veneau să se angajeze, veneau să se angajeze și datorită brandului și datorită unei percepute, nu știu, siguranțe, să spunem, deși nicăieri nu poți o siguranță în toate la companii mari sau la companii mici nu există în realitate siguranță, doar că percepția este că la o companie mai mare, siguranța este mai mare și nu e așa, poți să iei un salariu pe timp indefinit la pensie, ceea ce se dovedește nu fi chiar adevărat în foarte multe case. Însă, atunci când atragi oameni lângă tine într-un startup, oamenii ăia sunt și ei inovativi, sunt și ei, nu știu, antreprenoriali, nu sunt genul de oameni care sunt angajați și care vor face ce le zice tu. Ca într-o firmă mai mare, să spunem, în care este o structură și un proces de management. Astfel încât trebuie să te aștepți din prima ca acei oameni să vrea să tragă în direcții diferite și trebuie să faci ca acele direcții diferite să convergă astfel încât să fie tot așa din genul de divergent, dintr-o divergență de opinii, să fie constructivă și să convergă către o soluție mai bună decât cea pe care o aveai. Și numărul rând ăsta este, deci ultimul punct, este effective management, deci este bine să existe cât de cât o experiență de management, de aceea cumva mă bucur sau că ideea asta mi-a venit după ce am condus o întreprindere mai mare, pentru că am văzut ce probleme poate să apară și cum pot fi ele rezolvate. Așadar, e nevoie de idee, de produs, timing, capital, oameni și management. Acum, la oameni și la management mai intervine o chestie, că sunt două echipe pe care deci, ai nevoie de o echipă cu care să construiești produsul, mai ales în cazul nostru. Inovația noastră care a fost, cum spunea și antevorbitorul meu de la Google Telecom, a spus că a renunțat la un smartwatch pentru că îl ținea bateria o zi și ăsta este motivul principal pentru care oamenii renunță la smartwatch-uri sau la ceasul acestea conectate. Și inovația noastră a fost să facem un ceas care să reziste bateria 30 de zile. Sigur 30 de zile și mai mult unele. Problema este că deci, ai nevoie de echipă care să construiască. Deci inovația noastră a fost atât hardware cât mai ales software. Într-adevăr, software-ul l-am construit de la zero și în felul ăsta am reușit să-l facem să țină bateria mai mult. Însă după ce faci produsul, după ce mai ai nevoie de designer, mai ai nevoie de o mulțime de oameni ca să construiești produsul. După care ai nevoie de oameni care să creeze o comunicare de brand, care să creeze un brand. Și după aceea oameni de vânzări, care să pună produsul în piață. Pentru că sunt foarte mulți din zona inovativă pe care i-am văzut, care au creat produsul și care au fost inovativi, trebuie să vândă singuri, cu siguranță lumea îl va cumpăra. Nu este adevărat că trebuie vândut. Deci trebuie să ai oameni din toate aceste domenii și nu în ultimul rând, ca să inovezi și ca să crești ceva nou, ai nevoie de un pic de curaj. Curaj în sensul în care, de obicei, oamenii învață prin analogie și
În general, este ușor să inovezi pe ceva care este similar. Cum am făcut și noi în anume sens. Și noi am creat ceva analog în ultima toată, doar că am inovat cu o bucățică. Nu am creat chiar ceva cu totul și cu totul nou. Deși din foarte multe aspecte, produsul nostru se diferențiază de celelalte. Pentru aspectele pentru care se diferențiază, trebuie să ai curajul să le faci diferit. Foarte mulți oameni se gândesc, a, păi de ce n-are crampă? De ce n-are asta? De ce n-are chestia pe care orice alt smartwatch le are? Și acolo este nevoie de curajul de a crede în produsul tău și de a ști că el cu adevărat aduce valoare unor oameni, de a-l testa cu user real, așa cum și de a-l da unor oameni și de a-l testa, de a vedea cum se comportă și ce valoare le aduce cu adevărat și de a insista pe a rezolva problemele produsului și pe a crea un produs care cu adevărat să răspundă unor nevoi reale pe care oamenii le au. Așadar, eu am putut să dau așa câteva repere ale experienței mele de până acum cu acest produs. Vreau să mai zic că mai sunt implicat într-un program apropo de întrebarea cu studenții în programul acestui Innovation Labs, care este pornit Politehnica și pe care l-am folosit, care primea un preacelerator pentru studenți și de acolo au venit mai mulți oameni care au venit în lector, oameni care știau să scrie software, dar când au software-ul ca un produs, nu ca neapărat ca pe un serviciu oferit altora. Și deci cred că implicarea în astfel de inițiative, de start-up-uri, de inovare, de, mai ales în rândul tinerilor, este foarte importantă. Întrebări. Sunt eu prima. Ce au reclamat oamenii la ceasul? Ce au reclamat oamenii la ceasul meu? Păi, nu știu, dacă mă uit în... stai că m-am uitat chiar ieri în competențele din customer service. Erau unii care vreau să cumpere curele separat și nu se poate. Nu se poate. Să faceți o linie de curele? E stupid, nu, dar pur și simplu. Adică nu se poate pentru că, nu știu, ca să poți să vinzi ceva, trebuie să faci un întreg proces. Adică trebuie să ai bune știri, trebuie să poți să-l importi în țara aia, trebuie să-l prindi de lucruri. Adică este ceva cu totul și totul. Noi am creat tot de la linia de producție, deci de la supply chain, până la distribuție. Și, na, și ceea ce este destul de complicat și iau o mulțime de timp, o mulțime de aprobări, o mulțime de așa, deci asta că nu poate să cumpere curele, că stai ce mai era. Nu știu, erau chestii relativ care vrea să fie mai multe aplicații și urmează să mă release nou. A fost release-ul 1.0, a fost acum câteva zile și la sfârșitul noiembrie să urmeze un release care o să aibă mai multe aplicații de muzică, de, eu știu, o să avem și Uber la un moment dat, deci diverse aplicații. Vă rog, întrebați. Ziua, Paris Vasilescu. Prima întrebare, eu sunt foarte curios dacă aveați deja soluția tehnică și apoi v-ați apucat să implementați, sau la început a fost doar ideea? La început a fost doar ideea, după care s-a creat un prototip cu care am mers la Radu pentru investiție. Prototipul nu era miniaturizat, era un prototip făcut pe o placă mare, dar care demonstra conceptual că teoretic se poate. Și bine, trebuie să găsești investitorul care crede. Eu am avut aici un avantaj că mă cunoșteam cu Radu de ceva vreme și aveam încredere în mine, adică încrederea trebuie construită în timp, cumva. Deci pentru a construi încredere, asta e foarte simplu, asta e o chestie foarte simplă. Trebuie să spui ce faci și să faci ce ai spus. Dar e important să le faci amândouă. Dacă nu spui și doar faci o surpriză, toată lumea zice, apar n-am știut, nu știu, poate e așa. Dacă doar spui și nu faci, evident, trebuie să pui. Dacă și spui că într-o lună o să fac un prototip care o să fac asta, și în luna aia chiar îl faci și chiar face, și după aia mă spui că încă într-o lună o să fac asta și chiar se întâmplă, chestia asta construiește încredere și e foarte important. Mulțumesc. Și a doua întrebare, dacă puteți să ne spuneți câte unități s-au vândut în România? Nu pot să spun că nu pot să spun. Mare secret. Da. Dar vânzările cresc, deci pot să spun. Vânzările au început mult mai târziu decât ne așteptam. Noi, acum vreo lună, au început.
și întârzierilor din partea de producție. Care nu este, că este destul de complicat să, este foarte complicat să creezi o linie de producție a unui ceas făcut din stainless steel care ține faine din personajele de metru sub apă și cu un nivel de calitate ridicat. M-am bucurat foarte tare să aud anumite cuvinte și aud să vizită m-au fost cu mine, ca viitor antreprenor. Mai mult nu așa ca o întrebare, ci un sfat. Care ar fi sfatul acordat viitorilor antreprenori? Un sfat pentru viitorii antreprenori? Vă țineți tare. Deci, când sunteți foarte, foarte jos, în orice parcurs antreprenorial, nu există doar sus, este imposibil. Deci sunt momente în care ești foarte jos. Trebuie să treci peste momentele alea. Dacă poți să treci peste momentele alea, succesul e asigurat. E asigurat, deci poți să-l garantezi. Salut! Când ați creat produsul acesta, aveați în cap pe cineva care să fie expert în domeniul respectiv? Când am creat, inițial ne-am creat cumva tehnologia, software și hardware, și ca să creăm, ca să ajungem la produs, am cooptat în echipă oameni care au fost în industria de ceasuri. Întrebarea mea, de fapt, ar fi decizia de a anunța la TACI. Cât de greu s-a implementat? Decizia de a implementa? Decizia care a fi diferența, adevărată. Pare o decizie foarte dificilă. Și în industria asta și la asemenea produs, s-a anunț la TACI, mă gândesc că trebuie să fie, adică, greu de... N-am plecat cu ideea că vrem să facem TACI. Adică oamenii din industria de ceasuri, oricum ei au fost împotriva TACI-ului de la început. Pentru că, în general, i-au spus că oamenii noștri trebuia să-și murdărească ceasul pe geam. Deci geamul ceasului este o chestie pe care, în general, oamenii vor să o țină curat. Dar este împotriva ideii de smartwatch? Depinde ce înseamnă smartwatch. Noi am plecat de la ceas către smart, cumva. Adică, și noi credem cu tărie că ceasul este un element de jewelry pe care, singurul element pe care poate să-l aibă un bărbat și, mă rog, afară de verghetă, și care îți oferă informație de plan, adică te uiți la el și până acum vedeai cât e ceasul, vedeai poate ce zi ești. Acum poți să vezi care este următorul mitic și la ce oră este, poți să vezi câte grade sunt afară, poți să vezi câte like-uri ai pus un post pe Facebook. Știi? Și poți să-ți personalizezi fiecare față cu bits of information, pe care noi numim streams, pe care Apple le numește complications, însă am venit în acela, l-am lansat în același timp, că mi-am lansat la bază, l-am lansat și Apple, deci n-am apropiat nimeni după nimeni. Este o chestie relativ simplă din industria de ceasuri. Avea diverse tipuri de decorații pe ceas. Însă noi ne asociem astea cu unor informații pe care le consumi foarte rapid. Adică scoți telefonul, te uiți la un stoc. Și ca să faci asta, trebuie să iei, să-l desfaci, să pornești aplicația, vezi cât de stoc, îl închizi, îl bagi în buzunar. Câteodată, dacă mai vezi că Facebook-ul s-a întâmplat ceva, te bagi pe Facebook și ai pierdut un minut. Făcând așa, te uiți și vezi cât de stoc tipă. Deci, noi de la asta am plecat. După care, am zis că în toată lumea de Internet of Things care se dezvolte în viitor și la care toată lumea participă, totul va fi conectat și totul va fi conectat la noi prin intermediul telefonului. Dacă eu am un ceas conectat la telefon, am la dispoziție măcar niște butoane pe care pot să-mi controlez mediul. Și în momentul ăsta, eu în birou, de exemplu, mă opresc și îmi pornesc muzica din ceas și așa mai departe. Adică se întâmplă, pot să controlez mediul în care sunt, pur și simplu folosim ceasul de la mână. Și fără să trebuie să fie taci. Interacțiunea de tip touch, noi vedem că are mai mult sens pe telefoane unde ai o suprafață mai mare de touch decât pe ceasuri, în care suprafața de touch este foarte mică și nu permite decât niște gesturi cumva pe ei, stânga, dreapta, sus, jos sau circulant. Asemenea, abordarea de la jewelry, decizia a fost... Cam asta este abordarea noastră, da. Și este o abordare care până acum s-a dovedit corectă. Foarte mult, la multe publicații despre ei, mi-au zis că ăsta este primul smartwatch pe care chiar l-a încurcat. Și chiar îl poartă. Este... cum îl cheamă, un lapsus... Mike Butcher de la TechCrunch Europe, poartă de când e la... Ne-am gândit foarte greu cu el, s-a lăsat foarte greu adus la seara de la Londra, însă după ce a venit, nu și-a mai dat și o ceasă de la mână și acum, de câte ori nu mai scrie despre Apple, vă spune I'm happy wearing the back of us.
Salut, Mihai Văsescu. Am să te rog să te faci că nu-mi observ plățările. Oricum, iau niște becuri în față, deci dacă te pot. Okay. Îmi place foarte mult numele, Vector Watch. Mi se pare că a fost și catchy, așa. L-ați avut în cap, ați apelat la o companie de branding, de unde va veni? Ăsta a fost un brainstorming al nostru, al oamenilor care am fost inițial în, în companie, după care am început să-l înregistrăm. Am întâmpinat diverse... A fost ideea noastră, Vector, da. Au fost diverse dificultăți în a înregistra Worldwide, care acum sunt în motiv. Mulțumim frumos! Nu, era înregistrat alții pentru alții mori. Mulțumim frumos și felicitări! În încheierea asta, aș vrea să, toți cei care aveți o idee, aș vrea să ne întâlnim peste 2 ani și aș vrea să văd câți dintre voi aveți, v-ați realizat ideea și discuși. Vă urez mult succes! Mersi frumos! Mai avem un invitat? Un invitat foarte drag, care este alături de noi la ultimul eveniment de inovație și care a venit aici cu o harpă minunată, nu știu dacă ați văzut-o în hol, când ai una deasupra ei, nu are corzi și cântă. A venit și cu un robot, se numește Gigi, al treilea. Gigi al doilea, care trebuia să vină la noi la inovație data trecută. Hai, te dupesc că... Și a zis, ok, facem pe Gigi al treilea, nu? Așa a fost. Haideți să aplaudăm pe Bionel Spânul, Robofan, bine venit, Bionel. O inventator care face lucruri frumoase și utile și năstrusnice, nu? Așa spune. Cam așa. Sunt Bionel de la Robofan și asta să povestim despre democratizarea producției. Democratizarea nu în sensul de vot democratic, ci în sensul faptului care fiecare dintre voi la aici vă puteți face cam ce vreți voi acasă. Adică ceasuri inteligente, biciclete, cam tot ce vreți voi. Ce facem noi la Robofan? Facem brâncovetii, imprimante 3D, hardware fără coarde, digări conectate la internet, tastaturi din cutii de bere, unele o să le vedeți azi, altele pe sat. Și să încep cu poveste, am să vă spun mai multe povești, ca să vă convinc că puteți să faceți brâncovetii acasă. Acum vreo 3 ani, un amic al meu, după noapte de beție, am intrat pe social media și a început să-i scrie povești de iubire fostei. Nu sunt eu amicul, nu, chiar amicul ăla chiar există, nu-mi spune de vorba. Și situația a fost destul de penibilă. Dimineața când s-a găsit omul după ție, a zis, băi, stai un pic, că nu e în regulă. Erau și destul de pasiune de hardware, software și alte chestii. Așa că am luat un senzor de autor, chestia portocalie de acolo, și a lipit-o pe monitor, a scris un mic plugin în browser, și în momentul în care voiam să postez ceva pe Twitter, dacă sistemul detecta alcoolul în aerul expirat, îi schimba butonul de tweet cu treaba asta. La fel și pe YouTube. Deci, apoi e cam puțin sânge în alcool. Nu e cazul acum, mai bine mai târziu. Un alt exemplu, care mie e foarte drag, făcut acum vreo 4 ani de un elev în Petroșani, ce m-a surprins, ei m-a surprins vârsta omului. Era clasa 7 sau 8 ani, și omul în garaj, am început 2-3 luni de zile, ca să-și construiască o chestie de asta. Bun. Ești gata? Gata. Exact același, să spunem că softul pe care l-a scris el atunci se poate duce cu minim modificări într-un sistem care să-mi asigură o proteză pentru un om care nu are o mână. Conceptele sunt exact aceleași. Senzorii care se folosesc într-o proteză de ultimă generație sunt perfect similari ca și funcționalități cu senzorii pe care le-am folosit de la aici. Sigur, diferă nivelul de acuratețe, nivelul de calitate a senzorului, dar conceptele sunt exact aceleași. Și o să mai revin asupra acestei idei. O altă chestie făcută de un american, dacă nu mă înșel, rezolvă problema să vezi din curte. Omul n-a vrut să dea la o pată, cum facem noi toți. Avea acasă o imprimantă 3D și se pricepea un pic la mecanică și la electronică și atunci și-a construit o chestie de asta.
Iar asta, evident, că e potrivit un listul meu, e prima chestie. Când o să fac, dar să am și așa ceva în corp. Ideea de bază, ok, drăgovenia au fost face în China, la un preț, la un cost de producție mult mai scăzut decât au obținut el. Dar asta e făcută de la zero, e făcută de el. Dacă vrea mâine să o modifice, să-i adauge două coșuri care arăcă zăpadă, nu e niciodată problemă. În China nu prea poți să faci chestia asta. Un amic foarte bun al meu este pensionar în Fetești. Trăiește într-o pensie foarte mare, dați seama Fetești ce super pensii sunt. Omul și-a construit o imprimantă 3D și o folosește de până la jumătate în cazul proiectul ăsta e exclusiv, adică în sensul că se trezește la ora 5 dimineața și se culcă seara până la 9-10 și în timpul ăsta doar lucrează la proiectul ăsta, anume recrearea camionelor cu cerci. Cred că le știți unde întrebările au prins, camioanele mari, care trăiau în România, omul a condus în tinerețe, a fost implicat și i-au plătut așa de tare, cât acum folosim pozele de pe internet, culese de pe internet, nu mai există planul, s-au distrus, dar omul ia pozele pe internet, proiectează în 3D pe calculator tot camionul, și le plătează 3D, la modul ăsta. Și acum o să vă arăt mai multe poze cu el și cu camionele pe care le-am văzut să le. Îl cheamă Alin Mamet. Camionele sunt cele pe care le sunt cam așa de mari. O să vedeți cum afară, în imprimantă. Mie mi se pare, cum zic, că în momentul în care am zis, wow! Deci omul ăsta, cum zic, resurse financiare nu au fost. Deloc. Și a construit imprimanta din nimic, cu niște motorașe și tot felul de chestii. Și a ajuns la nivelul ăsta. Asta e camionul cu numărul 50. L-a dus într-un an jumătate. De la zero. De când era niște poze, luate de pe internet. Și atât. Mi se pare wow. Asta e din site-ul, dacă vreți să vedeți mai multe dintre ceea ce facem. O altă întrebare, asta a făcut-o noi. La cum agențiilor la Cătic, vreo două zile înainte, am zis, mai stau niște premii agențiilor. Așa că am luat o tigaie, am urat interiorul dintr-un procesor, am conectat la internet și pe tigaie apare numărul de like-uri pe Facebook. Dificultatea majoră a fost să găsim tigările. Cora, toate supermarketele nu aveau 75 de tigăi în stoc. A trebuit să mă ducă de la piață, să discut cu un om de acolo și asta a dus, nu știu cum a făcut el și mi-a dus la 75 de tigăi. Softul și restul de chestii au fost o chestie de vreo două ori așa. Insist o treaba asta. Oricare dintre voi puteți să vă puneți în tigaie din bucătărie, un procesor conectat la internet, dacă vreți. Ce au în comun toate proiectele astea? De bine, sunt homemade, sunt făcute de oameni foarte pasionați, cu bugete mici și foarte mici. Din punct de vedere al corporațiilor, pentru că trebuie să bugete, obțin de un sacrificii. De exemplu, chestia cu alcool, senzorul de regeneron. Chestia cu brazul, 60 de senzor, 75 de motor. Și astfel, ajungem. Deci, de ce tocmai acum? Că în momentul se văd în jurul meu explozii de astfel de proiecte. Dacă te duci pe Kickstarter, vezi că foarte multe de proiecte finanțate acum sunt pe zona de hardware, pe zona do it yourself, chestii concrete. Nu atât soft cum era acum 10 ani, cât hardware. De ce? Pentru că există niște, din punctul meu de vedere, acum niște lucruri care fac posibile această revoluție în momentul ăsta. Una dintre ele ar fi hardware-ul, care este extrem de accesibil și extrem de simplu de folosit. Dar acum 20 de ani, ca să fac o chestie, să zicem, un ceas conectat la telefonul mobil, mi-ar fost o muncă foarte nasoală, mi-ar fi luat 2-3 luni de zile să stau scumpă, să cumpăr 2-300 de componente de aia discrete, să le plantesc o plăcuță, să le lipesc, nu mergeam, nu ieșea, acum pot să fac asta în 2-3 zile. Folosesc o plăcuță, Arduino, mai zice astea, e un exemplu de hardware, care este un microcontroler. Îl iau, costă 109 lei, îl programez pe laptop, și el face ceea ce spun eu. Citește dată de mediul înconjurător și efectuează acțiuni prin motoare și alte chestii pe care le vreau. Deci, a apărut hardware foarte ieftin și foarte simplu de folosit. Un programator care știe orice limbaj de programare, JavaScript, web, Java, nu calculează, poate să folosească un Arduino într-o oră. Citește documentația, vede cum se programează și trece la treabă. Ceea ce nu. Acum 6 ani, înainte să fie Arduino, nu era posibil. Ca să le faci un proiect electronic, era complicat, foarte complicat. Ecosistemul în jurul Arduino e imens. Există mii de chestii, mii de senzori și de chestii care efectuează acțiuni pe care le legi la Arduino cu două fire. Senzori de lumină, de umiditate, de temperatură, de gaz metan, de alcool, de tot ce vreți voi, motoare, servomotoare, mai puternice, mai puțin puternice. Ecosistemul e huge. În momentul în care vrei să faci un proiect, trebuie doar să alegi. Asta,
conectarea lor o faci cu câteva sârme, mai programezi un pic și gata, pe dus. E mult mai complicat, dar mai exagerezi un pic ca să te decorezi. Avem unelte gratuite. În jurul acestui ecosistem au apărut unelte gratuite și formate standard. Și de asta spuneam despre ele, vorba din Petroșani. Au apărut formate de date care sunt un anumit acceptate. Spre exemplu, dacă vreau să fac un sistem cu o cracovenie, eu fac mai întâi pe plăcuța mea acolo, văd că merge, apoi descrip plăcuța aia într-un format și exact formatul ăla înțelege orice fabrică din lumea asta. Mi-am făcut prototipul la mine în birou și apoi pot să trimit în China și să produc 10 milioane de bucăți. Pe baza acelui format care îmi descrie plăcuța. Cam pe aici, adică acolo în dreapta sus, adică prima chestie pe care o fac, abstractizez un pic lucrurile în stânga și obțin plăcuțele din China. La fel și pe zona de imprimare 3D. Pe zona de imprimare 3D, cu imprimată 3D, se pot face chestii astea. De exemplu, un subansamblu din Moișca, care se poate, pe care ați văzut-o. Omul, până la sfârșit, a spus un kit pe care îl vinde. Ăsta e un kit de Moișca, printat 3D. Sigur, făcut în China pe mașinările alea mari de injecție, iese mai ieftin și se face mai repede. Dar asta rămâne în atași că cât timp fac prototipare, delay-ul meu e 2-3 ore. Nu-mi convine că e un blade prea strâmb, îl reproiectez, mă duc la imprimantă, obțin un nou blade pe care îl montez și văd că e ok. În China ar trebui să aștept o lună. Trimit, văd nu e bun, trimit, văd nu e bun. La fel, camionul era aici. Și el și-a făcut kit-uri cu care se distrează. Cam la modul ăsta este lucrurile, cu imprimantă 3D. Se mai jujefuiesc în cazul. Și ajungem la imprimanta 3D. Deci, ce am recapitulat? Avem hardware disponibil pe toate drumurile și foarte simplu de folosit. Avem imprimarea 3D care ne asigură elementele mecanice, elementele rozmițate, cremaliere, structură la dispoziție. Imprimanta 3D e o mașinărie care creează obiecte. Folosește un filament de plastic pe care îl topește. Toată magia se întâmplă acolo, unde e zona aia verde. Acolo intră filamentul, aici puteți de culoare galbenă, intră într-o zonă în care este prins un motor, în vârf este topit la 200 și ceva de grade și le făd un lichid. Jetul de lichid e foarte subțire, 0,3-0,4 mm. Vârful ăla se mișcă în 3D și te pune lichidul. Lichidul la temperatura ambientală se întâlnește iar și plastic. Și astfel obțin obiecte. O să aveți surpriza să vedeți cum chiar pe acolo funcționând. La modul ăsta. Aici e un macro pe vârf. Vârful are 0,4 mm, dar aici vedeți în macro, care se plimbă și creează obiectul. Strat cu strat. 0,1 mm, 0,1 mm, 0,1 mm. Și acum să vă zic o altă poveste. Pentru mine am fost o surpriză. Noi producem imprimante pe 3 ani de zile și de când am început să facem imprimante, nu e concediu care să n-am cu mine o imprimantă. Sigur, nevastă mi-a fost un pic... S-a uitat la mine, m-a ciudat așa. Încep, dar s-a obișnuit. Că întotdeauna pe scaunul în gata mașinii, imprimantă 3D, nu orice concediu. Acum vreo 3 săptămâni eram la munte, unul dintre camionatele lui Alin pe care l-am motorizat, un camion mare, așa, și mă jucam cu el în grup de anghile. Asta e cu bieticică în transmisie și una dintre cărățile din sate a crăpat un dinte. Moment în care aș putea să fie foarte ciudă, zic, uite, m-am venit la munte și nu mi-am așa o roată din sate de schimb, pentru că aveam la București, pe Dion, nu putea să-mi iau cu mine o roată din sate la schimb, aici chestia asta. Și mi-am avut 5 minute să mă prind cam o imprimantă în cameră. Pot să mă duc în cameră, să dau print și să obțin exact roata aia de țată pe care am nevoie în 10 minute. Ceea ce am și făcut. Am fost un pic umit de reacția, mai zic, bă, atât de zi să știu până acum 3 ani de zile că n-am nevoie să-mi fac stop de rosnițate. Am nevoie de modelul 3D și de mașinăria care să-mi produc obiectele. Și am obiecte, orice fel de obiecte, oriunde aș fi. Cu o chestie prefix Milan în Grecia. N-aveam chestii de aia care strânge nasul, fac să mă arcă. Am printat-o. O să o vedeți afară, dacă vreți să facă. Și acum, de la parte de ceva mai comercial, să zicem, o tastatură pentru Starocam, la vreo 3 ani, cred că știu fac. Provocarea a fost, hai să găsim un mod să mă adresez pe mail la un eveniment, dar fără să o costese care să le scrie. Hai să facem chestia un pic mai cool decât de obicei.
face timp la telefonul mobil pentru ca să apeși pe cutie, la sfârșit să o atingi și funcționează ca o tastatură. Chestia s-a trecut la fost pe Tecra și nu e că nu ca și pe site-uri în momentul ăla. Peste bani o să se rigă. Conștiința la nu știți că se spăsați. O să ne opun un pe Raspberry Pi. Camera cei de la Sprite a avut o cameră foto care să brandează cu Sprite orice fotografie. Era o campanie în care penii ele de fapt nu au reclamă. Și am creat un aparat foto de la zero. Adică de la zero, ce e acolo interior, sunt componente off the shelf pe care m-a salvat într-un aparat foto, cam în folosire. Chestii care e posibil acum. Acum 10 ani nu era posibil să faci un aparat foto de la zero în două zile. Și pozele ies? Nu, poza ies foarte bine, mă simt. Și acum să ducem un pic special la treia chestie, crowdfunding. În momentul în care nu ai banii, pentru cei care creează produse și vor să mai rămâne astea, că sunt și alte căi, o cale este crowdfunding, în care ofer produsul finit contra investiții inițiale. Și aici am pus doar două sau trei proiecte, care în România e foarte tare, soluția de sfărăit, îți bagi super la o chestie care să umflă atunci când sistemul de dată ca sfără. Sau Pico Smartwatch, primul Smartwatch acum un an de zile în urmă, care la fel a luat startul prin crowdfunding. Sau o chestie care îmi place foarte tare, pentru că am desfăcut unul și o să vă arăt în viața interior, trei de dudă care îți permite să faci obiecte, la fel, ca o imprimantă topește de plastic, doar că tu ții în mână, în Barcelona și tot plastic pe masă și ies chestii tale, în 3D. Desenezi în 3 dimensiuni, dacă vrei. E bine, proiectul ăsta sunt 2 milioane și mai bine de dolari la prima rundă de crowdfunding de finanțare pentru Kickstarter. Și vreme de vreo jumătate au intrat produsele lor, aveam din interior componente off the shelf, pe care acum le găsesc la Profan, Raft. Și costă vreo 60 de lei motorul ăla, care era la ei interior. Roții atentate au răspuns în 3D. Deci, vreme de vreo jumătate au intrat produse comerciale care în interior aveau chestii off the shelf. Exact aceeași chestie o puteți face și voi. În concluzie, avem hardware, avem imprimare 3D, avem formate standard care puteți merge la fabrică și avem crowdfunding. Mulțumesc! Felicitări! Spune-mi și ce face Gigi Afar. Gigi e o demonstrație de tehnologie, să zicem așa, adică am pus la un loc mai multe concepte. E cam ca mâna robotică, băiatul de la. Punem la un loc mai multe concepte care le găsești și în fabricile Yamaha și le găsești și în Gigi. Concret, știe să ocolească obstacolele să plimbe, știe să urmărească privirea, știe să facă sinteză vocală. Tu îi spui ce să zică și el zice, salut, să Gigi al treilea. Și cam atât. Dar ce e important, reținuți exact aceleași concepte de bază, le găsiți și pe linia de asamblare la Yamaha. Sigur, motoarele sunt altele, senzorii sunt alții, dar conceptele de robotică din spate sunt aceleași. Felicitări, omul cu dragoveni, ca să zic așa. Mulțumesc. Vă rog dacă aveți întrebări. Să știți că sunt toate afară. Puteți să le vedeți cu cea mai mare plăcere stă și vi le explică și vi le arată și vi le demontează dacă vreți. Nu sunt. Ai fost clar, ai fost la obiect. A fost mai mult decât mulțumesc foarte mult, Ioră. Felicitări pentru dragoveni. Ieri am avut alături de noi pe Andrei de la Pegas, care a zis, în curând, puteam să ne facem biciclete la casă. Nu a sunat așa niciodată. Astăzi Mirela a venit și a zis că poți să faci ce vrei. E clar o tendință, ce să mai, sunt doi oameni care au zis unul după altul același lucru. Deci trebuie doar să vrei, să începi să înveți și să-ți propui lucrul ăsta și să începi să faci. Și haideți să facem o pauză, pentru că urmează o nouă sesiune. Am să vă rog, din suflet, să stăm doar 20 de minute la pauză, să ne și mai invităm pentru sesiunea următoare. Mulțumesc!